Nu mai merge. Când văd câți bani fac ăștia prin Europa, de unde naiba ia de dă așa la toți, milioane și milioane? Băi, meme, și noi ne jucăm cu Comuna Recea prin Cupa României. Gigi, trebuie să facem ceva, să ne calificăm și noi în grupe. Așa nu se mai poate. Asta am zis și eu, de-aia. Să mergem la părintele Calificanu, el poate să ne ajute. Păi ce nea, Gigi, mergea mai bahuma tale ca audio-ul meu? Băi, ăsta e făraș din 2000. N-ai și tu bani să-ți iei una nouă? Tu te bre, că nu o dau nici pe nimic. Nu vezi ce se lipește de asfalt? Mama Cristală, leagă și dezleagă, face și desface. Orice? Mie îmi dă fior, patroane. Nu pare lucru curat. Alo, păi ce faceți, mă, frumușeilor? Intrați în curte și nu stați. A, nu. Noi eram doar în trecere și... Lasă să zică, pe doamnă. Bună ziua, agent Zgornicianu. Mi s-a semnalat un accident. A, ce bine că ați venit, domnul. Hei, aici, albastule, că-ți dau două de familie, dă nu le poți ducea. Dar, doamnă... Păi, n-ai plecat? Hai să intrăm, ce ești, pământ de flori sau cum? Ce vânt vă duce pe la noi? Aveți cu inima, cu creierii. N-avem nici cu inima, nici cu creierii. Hei, dar nu știți voi. Doamnă, avem ceva mai grav. Noi conducem o echipă de fotbal și nu prea avem rezultate, știi? Ca toți din România, nu? Hei, părtaților, de asta eu nu fac. Păcat. Apoi eu nu știu de asta, dar hoașca de mumă mea poate a ști. Hai că o chem. Cheamă pe hoașca bătrână. Cine mă deranjează la ora asta? Bre, alo, dorm de 3 zile. Eu am și crezut că ai murit. Patroane, eu nu cred că tu crezi că poate să ne ajute fosila asta. Mamaie, suntem Gigi și Meme. Suntem în impas. Ne poți ajuta? Normal că poate. Asta e dracu gol, domnul. Nici patriarhul nu face cap. Păi Dăncilă, anul trecut, lua 35% dacă nu trecea pe la cotoroanță. Cine a zis că sunteți?